Doamna prefect, cadrele în Secretariatul Județean de Poliție sunt pregătite pentru ședința festivă în cinstea zilei poliției. Sunt comisar șef al cadrelor FAI, pentru demnicit ajuns al șefului Inspectoratului Poliției de Țară. Da, luați loc, vă rog. Bună ziua și permiteți-mi să mulțumesc pentru prezență, în primul rând, oficialităților. Este vorba de doamna prefect Soroceanu. Este pentru prima dată la noi în calitate de prefect și cu permisiunea noastră vreau să o felicităm pentru numirea în această funcție recent făcută. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Asaftei, domnul primar Dragoș Chitic, din partea Autorității Teritoriale de Ordine Publică, domnul președinte Bolceanu și domnul procuror Ionașcu, șeful secției urmărire penală din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. De asemenea, avem în rândul nostru șefii de concentrate, cu toată dragostea foștii noștri colegi, actualmente pensionari, și un gând de mulțumire în special pentru presă, care de data asta este invitată, având în vedere faptul că nu ne putem vedea din cauza condițiilor meteo nefavorabile în centru pentru celelalte activități propuse. Înainte de a începe această ședință festivă, vreau să vă ridicați în vederea intonării imnului României. Luați loc. Distinși și invitați, stimați colegi, anul acesta aniversăm 196 de ani de atestare documentară a Poliției Române moderne. Anii post-revoluționare au contribuit treptat la maturizarea instituțională necesară a acestei structuri, care s-a reformat până la nivelul mentalităților individuale. Putem spune că astăzi polițiștii români sunt profesioniști adevărați, atât în misiunile desfășurate în plan intern, cât și în plan extern, acolo unde au dovedit că pot colabora și că pot face echipă cu partenerii străini în unele dintre cele mai fierbinți zone ale globului. Ne-am îndeplinit atribuțiile cu onoare și devotament, am dezvoltat o relație de încredere și de respect cu cetățenii, construind astfel împreună o poliție puternică, demnă de care să fim mândri. În spatele fiecărui succes înregistrat,
sunt de fapt foarte multe ore de pregătire, multă muncă și poate cel mai semnificativ element este cantitatea importantă de dăruire a celor care au știut să facă din meseria de polițist o profesie. Drumul Poliției Române spre profesionalizare nu se oprește însă aici, pentru că apartenența noastră la marea familie europeană ne determină să ne adaptăm continuu acțiunile, să facem față provocărilor de tot felul și să ne organizăm în funcție de acestea. Dintre toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția rămâne structura care are în mod nemijlocit și direct un contact permanent cu cetățeanul. Această realitate responsabilizează instituția de la nivelul șefilor care au datoria de a planifica, organiza și manageria până la agentul de poliție din stradă, care oglindește modul de abordare al fiecărui cetățean în parte ca beneficiar direct al acțiunilor polițiștilor. Așa am ajuns astăzi să reușim să facem față unor provocări cu totul complexe, aflându-ne în prima linie a luptei împotriva criminalității și să contribuim la consolidarea principiilor statului de drept. Cu permisiunea dumneavoastră, am să-l invit pe domnul comisar Josanu Vitale să prezinte pe scurt semnificația zilei Poliției Române din perspectivă istorică. Dacă vrei la microfon. Mă așez cumva în așa fel încât să nu stau nici cu spatele la dumneavoastră, stimată doamnă prefect, domnilor comandanți, stimați invitați, stimați colegi, am avut de selectat o parte din istoria Poliției Române. Obișnuim an de an să spunem că istoria Poliției Române începe din momentul prevederii steagului Argie, era din 1822, pe steag era imprimată icoana Bună Vestirii și din acest motiv se leagă și sărbătoarea noastră anume pe data de 25 martie. Lucrurile astea o să le auzim și mâine la televizor, lucrurile astea o să le auzim, dacă vreți, și în presă. De asta am zis că aș vrea să vin cu ceva mai special. Nu vreau să trec fără să observ că istoria Poliției Române începe de când au început primii răufăcători. Au fost sub diferite forme. Serviciul polițienesc s-a desfășurat în funcție de necesitățile societății și iarăși în funcție de gradul ei de evoluție. Avem mențiuni, dacă vreți, pentru teritoriul României, chiar mai devreme, hai să mă rezum chiar la Moldova, avem în vremea lui Alexandru cel Bun, 1421, când Gilbert de la Noa, un călător străin, trecea prin țara Moldovei, a fost prins de patru răufăcători legat de copac și tâlgărit, iar gărzii lui Alexandru cel Bun au reușit să-l depisteze, să-l prindă în 3 zile, l-au ajuns de urmă la Cetatea Neamțului, la Cetatea Albă și i-au restituit bunurile. Sau Nicolae Costin, chiar fratele cronicarului, a fost o căpetenie de ostași, străjeri, care au fost chemați de domnie, mobilizați de domnie, să curețe țara de rele, de răufăcători. Prin urmare, chiar mai devreme de acel moment despre care vorbim noi. Eu am zis să mă axez undeva pe o istorie, să venim mai local, să vedem ce s-a întâmplat aici la noi. Pentru asta am beneficiat și de un studiu la Arhivele Statului, la noi aici, la Piatra Neamț. Am constatat că sunt, nu știu, probabil că așa este natura meseriei serviciului nostru, prea puține documente ajung să facă istorie, ajung să reflecte istorie, pentru că munca noastră de zi cu zi este aceea slujba cetățeanului, societății și pe undeva nu neapărat foarte vizibilă. Are și gradul ei de confidențialitate. Din cauza asta vreau să vă spun că am putut să găsesc ceva documente într-un dosar al prefecturii județului Neamț. Câteva n-am avut, ca să zic așa, privilegiul de a selecta, răsfățul ăsta de a selecta informații și a putea să vin poate cu o imagine mai plină, dar atât a fost. A doua variantă de documentare a fost presa vremii și tocmai din acest motiv am și un îndemn către oaspeții din presă și o rugăminte de a conștientiza acest rol al dânșilor, de a ne scrie presa și de a ne scrie istoria și pe viitor și anume să o fac într-un mod nu neapărat convenabil, cât mai ales obiectiv. Am să rog, prin urmare, colegul să-mi transmis să dea la următorul slide și am să vă spun că am găsit cel mai vechi document în arhivele din Piatra Neamț, în 1870,
o adresă către primăria din Piatra Neamț. Domnule primar, îi expune situația polițiștilor, lucrătorilor de atunci, care erau însărcinați cu paza și ordinea, și spun dânșii, vă rugăm, domnul primar, să regulați cu facerea de forme și arme, să ne dea măcar un tesacu. Tesacul asta înseamnă o sabie, ca să putem și noi să ne desfășurăm corespunzător serviciul public, că în felul ăsta, pe timpul programului de noapte, mai ales, pot exista probleme și cei însărcinați cu paza nu pot asigura întotdeauna, nu pot ieși învingători în confruntările cu răufăcători, pentru că nu era cunosc, efectiv. Pe lângă care, uitați-vă și ultima frază, nu știu de ce, cereau atunci, vă rugăm să binevoiți, am mai adăugat pe lângă acei bani fondul, că numai cele ce nu sunt de ajuns pentru mulțimea stradelor și întinderea orașului. Astea sunt primele elemente despre poliția din serviciul polițienesc din Piatra Neamț. Au fost structuri celule așezate în mod special pe localități, sub oarecare formă aflate în finanțarea autorităților publice locale. Vă rog următorul slide. Am găsit un dosar, darea de seama a prefecturii Piatra Neamț. Asta este coperta, te rog, de la următorul document, Ștefan. Și aici o să vedeți o descriere, deja în 1904 intervine o primă reformă care așează lucrurile. În Piatra Neamț am avut un cap al poliției române care s-a chemat un comisar. Piatra Neamț era împărțit în 3 diviziuni, fiecare diviziune cu câte un comisar grad 1, comisar grad 2, comisar grad 3, aveau un contabil, aveau un grefier și în afară de asta, pentru serviciul de ordine publică, erau 50 de sergenți. Asigurau paza, asigurau ordinea publică în orașul Piatra Neamț. O altă reformă interesantă, practic reformarea, înființarea propriu-zisă a structurilor de poliție s-a întâmplat în baza unei legi din 1929. Vă rog următorul slide. În 1929, când poliția s-a așezat cam după structurile pe care le știm noi acum, ceva asemănător, plus că este vorba de lărgirea competențelor. În ceea ce privește, noi practic deveniserăm instituția principală care asigura ordinea și liniștea publică. Aici, ceea ce am vrut să rămână ceva mai mult ca slide, uitați jurământul polițiștilor din 1939. Era un jurământ adresat maiesteții sale, după care jurământ pentru respectarea valorilor Constituției, legilor țării. Vă rog, următorul slide. Ăsta l-am lăsat, este un document din 1931, mai apas un pic, am alături și traducerea, nu e traducerea, deci am scris mai degrabă reproducerea lui. Este un document care se referă la condițiile de avansare a cadrelor, de promovare și selectare a cadrelor pentru posturile de poliție. O problemă la acea dată semnalată, se constată că în majoritatea cazurilor recomandările de numiri se fac fără respectarea condițiilor legale, din care cauză se aduce greutăți inutile bunului mers al serviciului. Pentru urmarea acestui neajuns, vă rugăm ca toate recomandările se facă numai în conformitate cu legea. Este o dispoziție dată de la nivel central, de la IGP, care a fost transmis tuturor județelor și care, ca urmare, a fost pus în aplicare și putem spune că deja la nivel de 1940-1941 am avut un serviciu polițienesc de înaltă calitate. Am să vă spun că în poliția română la acel nivel, până în 1944, am avut cadre cu foarte bună pregătire. Studii superioare au fost și persoane cu doctorat în drept. Vă rog, următorul slide. Aici am mai găsit un dosar, mi s-a părut interesant, legat de obiecte găsite alături. Lumina nu ne ajută foarte bine. Chiar am găsit mai multe asemenea mențiuni despre diverse obiecte găsite întâmplător și pe care poliția le-a anunțat public pentru a le restitui. Am găsit și rapoarte de eveniment. Acum, rapoartele de eveniment, în mod normal, nouă ne sună asemănător. Cam așa erau și la ei. Era precizat autorul, făptuitorul și o mică poveste a evenimentului respectiv și cum s-a soluționat cazul. Vă rog.
Mai de un pic. În 1947 s-a instaurat dictatura comunistă. În 30 decembrie s-a semnat actul de abdicare a regelui Mihai. Bineînțeles că evenimentul este foarte bine reflectat în presă și întreaga energie, cred, negativă a acelei perioade poate fi reflectată de cele câteva imagini pe care vă le arăt aici. A fost o revoluție, o revoluție a proletariatului, a clasei muncitoare care a trebuit automat să renunțe la tot ceea ce a fost vechi, ceea ce a fost perimat, la toată moștenirea burghezo-moșierească. Astea sunt, expresiile epocii. S-a început epurarea într-un sistem, bineînțeles că toate astea au fost posibile cu o serie întreagă de reforme și mă refer la reforma în agricultură, atunci când s-a început colectivizarea, reforma învățământului, un punct foarte important a reprezentat reforma justiției și a întregului sistem de drept, tocmai pentru a așeza lucrurile și calea potrivită pentru instaurarea regimului comunist. Vă rog, următorul slide. Ce s-a întâmplat atunci în 48, mai apas un pic, pe data de 22 ianuarie 1948, se înființează miliția, se desființează Poliția Română. Uitați-vă, am o reprezentare acolo despre ce reprezintă nivelul de educație a poliției, a miliției la înființare. Numai 1% din totalul cadrelor erau cu studii superioare. 55% din totalul cadrelor de milițieni, asta însemnând 9500 de cadre, erau cu 4 clase sau mai puțin. Restul, 44%, 7800 de cadre, erau cu 6-7 clase sau mai puțin. Asta a fost nivelul și pentru așa ceva s-au efectuat înainte de toate, s-a mers pe o instabilitate a funcțiilor pentru șefii, pentru cei aflați în posturile de conducere, s-a mers la epurarea sistemului, cadrele vechi au fost înlăturate și o infuzie foarte mare de personal tânăr, fără pregătire, personal nou, fără pregătire corespunzătoare. Personal la care nu s-a căutat neapărat și un anumit nivel pentru a putea satisface necesitățile unui serviciu de asigurare a ordinii și liniștii publice. Acum, problema este nu doar miliția a avut de suferit, a avut de suferit întreaga societate românească și știm foarte bine, chiar la nivel de minister, am avut foarte mulți atunci, în acea perioadă, 1947, foarte mulți analfabeți, la drept vorbind, cu 4 clase, sau chiar Gheorghiu Gheorghiu Dej avea numai mult de 4 clase și era un electrician. Vă rog, următorul slide. Este cel care a instituit acea reformă, este capul tuturor răutăților, ca să zic așa, noul ministru, este ministrul de interne Teohare Georgescu, care cu colaboratorii săi au impus, au revizuit întregul sistem de ordine publică, au desființat poliția, și asta a fost posibilă printr-o infuzie masivă de personal nou, fără calificări necesare, și care au dus poliția în situația de a nu mai putea satisface necesitățile cetățenilor de siguranță, de ordine și siguranță publică. Vă rog. Următorul. În noaptea de 26 spre 27 iulie 1948, peste 1000 de cadre de poliție și jandarmi au fost arestați și au fost închiși în închisorile de la Pitești, Aiud, Târgșor, iar după aceea, și ținuți până 1950, fără judecat. Din anul 1950 au fost judecați toți în bloc și li s-au aplicat câte 8 ani pedeapsă, fără nicio vină. Pur și simplu pentru faptul că, atunci când erau polițiști, au depus jurământ în fața regelui, au depus jurământ pentru anumite protejare a anumitor valori ale societăților, ale societății, și pentru care noua ordine de drept nu a mai avut niciun fel de încredere în ei și s-a mers pe primeniri. Șansa de supraviețuire la Făgăraș, vreau să vă spun că a fost una dintre cele mai mici. Am o imagine mai jos, se zice că este un obiect de tortură, este îmbrățișarea Fecioarei. Se spune că acest obiect de tortură folosit de austrieci în cetatea de la Făgăraș a fost folosită inclusiv pentru schimgirea, mutilarea
polițiștilor celor condamnați la, Făgăraș. N-au fost mai polițiști, au fost polițiști, au fost jandarmi, au fost avocați, au fost floarea și crema societății, au fost vorba de judecători, procurori și așa mai departe. Această îmbrățișare, practic, erau niște cuțite. Se închidea, era ucis acolo prizonierul, după care se deschidea o trapă din interior și cădea un angreaj întreg de săbi. Era ciopărțit, efectiv, trupul și cădea după aceea în canalizarea cetății și aruncat în mod, de nu mai rămânea nici numele de ei. Vă rog, următorul slide. S-au venit oameni noi, oameni care trebuiau să reprezinte noua ordine, oameni fără scrupule, fără educație, fără minimă morală. Unul dintre ei este acest Eugen Alimănescu, este o mână criminală a regimului comunist. Acest individ, fără multă practică, a constituit un grup de 22 de lucrători de miliție, care au început opera de epurare și au împins acest sistem în toată țara. Erau vorba, el spunea înainte de toate, pentru curățarea bandelor de criminali. Pentru că după război, multă populație a rămas cu armele și, bineînțeles, că erau și destui răufăcători. Am avut și noi cazuri genul ăsta, o să vedeți mai încolo, dar printre ei, inclusiv acele grupe de rezistență anticomunistă. Vreau să vă spun că și noi aici, în județul Neamț, avem așa ceva, avem urme pe copaci ale rezistenței anticomuniste. Dacă vreți, la schitul Nifon, în apropiere de Mănăstirea Secu, am văzut în pădure asemenea înscrisuri. Doamna Cristina Mircea, știu că a publicat un articol pe, despre acest subiect în ziarul Mesager. Ei, o să vedeți și sunt imagini de ofițeri de poliție care trag în avioane sau care efectiv trag din buș, sunt desenați. Sunt desenate și doamnele, domnișoarele și multe alte mențiuni, foarte multe chiar datate 1948. Vă rog, ei ce făceau? Această grupă de indivizi intrau în încleșteri, dacă îi prindeau un flagrant, de foarte multe ori ucidea fără niciun fel de judecată. Tipul era destul de certat cu tot ce înseamnă procedură și nu respecta nimica. Sau, de multe ori, ca să nu se complice foarte tare, făcea scăpați prizonieri ca după aceea să-i prindă și să-i execute pe loc. Vă rog, următorul slide. Ăsta este un dosar. Noi avem un plan de acțiune în arhivele de la Piatra Neamț în 1950. Prin urmare, chiar este legat de una dintre, dintre aceste acțiuni. Vă rog, următorul. Este plan de acțiune din 1950. Este pe Valea Muntelui, în zona Galu. Mai dă un pic următorul slide. În zona Galu, niște persoane în armate aveau un ZB, pistol la ei, au afectat niște gospodării agricole. Și, bineînțeles, polițiștii au fost, polițiștii milițieni au fost mobilizați pentru capturarea acestui grup infracțional. Vă rog, următorul. În acest moment, din acest punct de vedere, m-am gândit să, și este locul aici, să așez o imagine a monumentului rezistenței anticomuniste, un monument al rezistenței la care au fost martiri, inclusiv cadre din poliție, cadre din jandari, sunt și ei în rândul acestor eroi. Prin ei, consider că și noi, Poliția Română, ca instituție, avem avem asigurat acea coloană vertebrală sau cum vreți, din poezia pe care o vedeți alăturată, este cea care scrie deasupra intrării de la închisoarea de la Făgăraș. Ne-am cuminecat și noi. Vă rog, următorul slide. În decembrie 1989 s-a înființat Poliția Română, este prin decretul legii 27 decembrie. Acesta este una dintre măsurile cele mai rapide ale Revoluției, iar în anul 2002, prin legea 360, se demilitarizează Poliția Română. Acestea sunt două etape, două elemente importante, care ne-au așezat pe noi în situația actuală, nivelul de evoluție, comparativ cu cel al Uniunii Europene. Vă rog, următorul slide. Și încă o dată apas, te rog. Am lăsat în mod special aici avem și jurământul pe care îl depunem noi polițiștii la încadrarea în sistem. Este un jurământ pentru apărarea Constituției.
pentru respectarea și apărarea valorilor fundamentale privind drepturile cetățeanului, drepturile omului și a legilor țării. Sunt acele valori pentru care, te rog următorul slide, Ștefan, ar trebui să le apărăm tocmai pentru a evita o eventuală repetare a istoriei. Pentru că cel ce repete istoria, cel ce nu-și amintește istoria, trecutul riscă să-l repete. Vă mulțumesc foarte mult. De următorul slide, te rog. Atât pentru azi. Mulțumesc foarte mult. Domnului comisar pentru o scurtă lecție de istorie. Am zis că am acesta să venim cu o actul de prezentare și domnul Rosanu, ca un tip ascultător ce este, a dat curs solicitării noastre astfel încât ați avut posibilitatea să-l auziți. Cu permisiunea noastră, am să-i dau cuvântul înainte de toate domnului primar Dragoș Ticiu, care o activitate foarte importantă la nivelul primăriei. Apoi, o cuvântă a dumnealui să plece, iar noi să ne continuăm activitatea. Mulțumesc, domnule comandant. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Este o ședință de Consiliu Local și trebuie să fiu prezent. Vreau să vă salut pe toți cei prezenți, doamnelor și domnilor polițiști, și să vă mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa la acest moment festiv. Particip de fiecare dată cu mare plăcere și mă bucur că am ocazia să vă transmit un mesaj din partea instituției pe care o conduc, Primăria Municipiului Piatra Neamț. Sunteți o instituție foarte importantă, o instituție fără de care o societate n-ar putea să funcționeze în condiții normale și vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășurați, pentru faptul că reușim împreună să dăm cetățenilor din Piatra Neamț sentimentul de siguranță, că facem ca oamenii din acest oraș să se simtă protejați. Colaborăm sub foarte multe aspecte, avem o colaborare în cadrul Comisiei de Ordine Publică de la nivelul municipiului Piatra Neamț, avem o colaborare în cadrul ATOP și avem colaborări și în cadrul Comisiei Rutiere, totodată colaborări pe diverse acțiuni și evenimente pe care le desfășurăm în municipiul Piatra Neamț și vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste lucruri. Este evident faptul că în orice activitate sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Am discutat de fiecare dată deschis aceste aspecte și am convingerea că fiecare dintre noi am identificat locurile în care trebuie să intervenim pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine. Iată că se vor împlini în curând 196 de ani de la înființarea Poliției Române și cu această ocazie vreau să vă felicit, vreau să vă urez multă sănătate și putere de muncă, multă sănătate și familiilor dumneavoastră, să vă asigur de respectul meu și al instituției primăriei, de faptul că vom fi de fiecare dată parteneri serioși în ceea ce avem de făcut împreună în municipiul Piatra Neamț, să vă urez la mulți ani dumneavoastră și la mulți ani Poliției Române. Cu permisiunea noastră, am să-i dau cuvântul doamnei prefectă Daniela Soroceanu pentru a da și pe mesajul lui doamnei Carmen Dambinco al Ministerului Afacerilor Interne, adresat polițiștilor cu ocazia zilei poliției. În primul rând, bună ziua! Mesajul Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, cu ocazia zilei Poliției Române. De sărbătoarea bunei vestiri este ziua unei instituții fundamentale a statului român și într-o astfel de zi, indiferent de experiențele personale sau prejudecățile pe care fiecare cetățean le poate avea, nimeni nu poate ignora aportul hotărător pe care Poliția Română îl are pentru siguranța cetățenilor.
Contribuția Poliției Române este cu atât mai importantă într-o perioadă în care avem nevoie de echilibru între fermitatea impusă de lupta cu infracționalitatea și abilitatea de a gestiona cu tact și inteligență interacțiunea cu cetățenii generali. Munca fiecărui polițist, indiferent în ce structură activează, este importantă pentru buna funcționare a acestei instituții, iar această muncă este în mijlocul oamenilor și expusă așteptărilor acestora. O astfel de misiune nu este deloc ușoară, pentru că presupune seriozitate și responsabilitate. Un stat este puternic dacă are instituții democratice și solide, iar eficiența instituțiilor o dă un personal calificat, profesionist și integru. Spre asta trebuie să ne îndreptăm eforturile și prioritățile noastre. Fiecare dintre cei care îmbracă uniforma de poliție a ales această meserie pentru a fi de partea legii și a dreptății. Aceste valori nu pot fi trecute niciodată în plan secundar, indiferent de provocările cu care oamenii legii s-au confruntat de-a lungul timpului. Este de datoria noastră ca astăzi, de ziua Poliției Române, să-i apreciem pe aceia care îmbracă uniforma de polițist cu onoare și demnitate. Nu putem uita nici sacrificiile celor care și-au pierdut viața la datorie, dar și a celor răniți care încă luptă pentru revenirea la o viață normală. Exemplele lor rămân mereu vii în memoria instituțională și a celor care duc mai departe această profesie de vocație. Riscurile și provocațiunile acestei meserii sunt bine cunoscute. De la etapă istorică la alta, aceste riscuri și provocări se schimbă, iar pentru răspunderea acestora, Poliția Română se schimbă și ea. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru siguranța noastră, vă felicit și vă urez succes în misiunile viitoare. La mulți ani tuturor polițiștilor de onoare, semnează ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan. În altă ordine de idei, în mod personal, vă felicit pentru această minunată zi și vreau să cred că fac parte din lumea dumneavoastră, nu numai în calitate de prefect. Vă fac o mărturisire. Sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Nu am spus lucrul acesta de foarte multe ori. Colegiul Național de Afaceri Interne. Și sunt mândră că sunt alături de dumneavoastră astăzi aici. Doamne ajută! În continuare, permiteți-mi să dau citire mesajului inspectorului general al Poliției Române, domnul Chescor, principal de Poliție, Alexandru Cătălin Ioniță. În acest an, sărbătorim 196 de ani de la înființarea Poliției Române, o instituție a cărei activitate este fundamentală pe apărare și exercitarea legii, o expresie a protecției pe care statul trebuie să o asigure atât sieși, cât și libertăților și drepturilor fiecăruia dintre noi. Alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței naționale, cu care colaborăm din perspectiva atribuțiilor dublate de efortul uman și priceperea profesională, reprezintă sistemul imunitar al țării. Peste vremuri, această misiune, fundament, a dat consistență structurii dincolo de interese sau contexte istorice, identificând-o ca forță esențială în contracararea fenomenului infracțional. Din perspectiva unui profund recurs la memorie, amintirea înaintașilor noștri constituie reperul din tâi a nobilei noastre profesii de polițist, prin jertfa martirilor care au apărut cu demnitate și cu onoare creștinismul, legea, poliția și țara. Steagul Argiei, aparținând Poliției Române, asociat în chip sublim cu icoana Bunei Vestiri, semnifică depășirea limitelor prin credință și curaj. Suscriind priorităților naționale prin competență și dăruire, ne-am identificat prin răspunsul prompt și eficient la toate provocările care pot afecta ordinea și siguranța publică. Am câștigat încrederea și respectul comunității, transformând cu trudă prezentul la timpul unui viitor al siguranței. Prin intermediul misiunilor internaționale sub egida ONU, UE și NATO, am demonstrat că suntem garanții păcii și securității în orice colț al lumii. De asemenea, am arătat că știm, vrem și putem să construim temeinic în spiritul și litera devizei noastre Lex et Holo. Pentru ceea ce sunteți și faceți în fiecare zi, vă mulțumesc în numele meu și al echipei manageriale, vă felicit și vă transmit la mulți ani, la mulți ani Poliția Română, la mulți ani polițiști români, oriunde v-ați afla. Semnează domnul inspector general Poliției Române, chesorul principal de poliție, Alexandru Cătălin Ioniță. Un moment deosebit pentru o parte din colegii noștri, care sunt astăzi avansați în gradul următor, cu
cu ocazia Zilei Poliției Române. Este vorba de avansări la termen și cu permisiunea dumneavoastră, cât de repede am să pot, am să dau citire celor aproape 100 de colegi de-ai noștri care astăzi sunt avansați la termen în gradul următor. În conformitate cu ordinul Ministrului Afacerilor Interne, numărul 2 Roman, per 762, din 22 martie 2018, cu ocazia zilei de 25 martie 2018, Ziua Poliției Române, următorii ofițeri de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Neamț se avansează în gradul profesional următor la împlinirea stadiului minim. În grad de comisar șef de poliție, doamna comisar de poliție Baban Narvis Maria, domnul Iftimie Ștefan Florin, domnul comisar de poliție Nechita Constantin și domnul comisar de poliție Pricopi Andrei Vasile. În gradul de comisar de poliție, domnii și doamne subcomisar de poliție, Andriaș Lelian Dumitru, Bodron Neculai, Dascălu Gabriel Ciprian, Lungu Daniel, Macovei Iulian Marian, Maxim Dumitru Daniel, Nica Ciprian Petru, Păuna Roșioru Ștefan, Pienescu Andrei Paul, Popa Octavian Ștefan, Sava Cornel Vasile, Solomon Viorel și Usărescu Dănuț. În gradul profesional de subcomisar de poliție, domnul inspector principal de poliție Bălțătescu Ciprian Nicolae, Bratul Marcel, Iosif Constantin Bogdan, Mitroi Radu Alexandru și Simion Mihai Adrian. În gradul profesional de inspector principal de poliție, doamna inspector de poliție Rădăuceanu Dumitrița Amalia. În gradul profesional de inspector de poliție, domnul subinspector de poliție, domnișoara subinspector de poliție Bălăiță Dana Elena, și domnul inspector de poliție Blaga Iulian Florentin și Chistor Dragoș Andrei. De asemenea, tot cu ocazia zilei de 25 martie 2018, ziua aniversară a Poliției Române, prin dispoziția inspectorului șef, sunt avansați în gradul profesional următor, la împlinirea stagiului minim, următorii agenți de poliție. În gradul de agent șef principal de poliție, domnul agent șef de poliție Alungoaie Nicolae Ciprian, Boboc Emanuel Remus, Bobu Remus Vasile, Cărpușcă Petru, Dohescu Vasile, Libadariu Adrian, Prisacă Claudiu Ciprian, Pruteanu Vasile Sorin și Ursu Giuliano Cristian. Domnul agent șef de poliție, domnul agent șef ajung de poliție Babătă Vasile, Călugăreanu Ioan Bogdan, Cap Bogdan, Frenții Romeo Claudiu, Irimia Costel, Nechita Marius Bogdan, Proscaru Doru Mihai, Popa Gheorghe Ovidiu, Popa Gheorghe Radu Constantin, Stan Dănuț Vasile, Barbariche Gigel Marcel, Vântu Veronica. În gradul de agent șef ajung de poliție, domnul agent principal de poliție Berza Marius Vasile, Berza Mihaela, Căldare Nicu Alin, Costel Robert Mihai, Pavel Alin Iulian. Și în gradul de agent principal de poliție, domnul agent de poliție Ailenie Răzvan, Amătioaie Alexandru Cosmin, Buldulea Ionela Aruca, Buxbaum Liviu, Catane Constantin Raymond, Ciofoaia Paul Petru, Dascălu Oana Aruca, Puțanu Cristi Iulian, Lupu Ionuț, Mârț Andreea, Pepele Adrian Constantin, Rusu Constantin, Topician Ionela Claudia și Trifescu Liviu Vasile. Permiteți-mi să-i felicit atât în nume personal cât și în numele comenzii inspectoratului, să le doresc mult succes în activitatea ulterioară și pentru cei care pot, la mai mare. Așa cum sunt lucrurile la noi în sistem. Totodată, având în vedere îndeplinirea în mod exemplar atribuțiilor de serviciu și misiunilor, am dispus, prin dispoziția inspectorului șef, recompensarea cu felicitări și mulțumiri scrise a unui număr de 115 polițiști, 32 pentru ofițeri, 93 de agenți și
și un personal contractual. Aceste recompense urmează a fi înmânate prin grija șefilor nemijlociți și menționate în dosarele de personal. Stimați invitați, dragi colegi, activitățile pentru marcare și sărbătorirea zilei Poliției Române și Poliției Nemțene implicit au început încă de la demararea lunii martie cu activități sportive, cu concursuri la diferite discipline, în care amintesc tir, acolo unde ne-am dovedit a fi deosebiți de performanți. Și de asemenea, după cum ați observat, anul acesta o secțiune din a marca acest important eveniment în viața noastră l-a reprezentat și un concurs de fotografie care a avut două secțiuni, una pentru polițiști și una pentru domnii și doamnele domnișoare de jurnalist. Fapt pentru care, după ce s-a jurizat, spun eu foarte corect, îl invit la microfon pe domnul comisar șef Aflor Emil, care este și șeful serviciului criminalistic, cel care s-a ocupat de organizarea acestui concurs, pentru a da citire câștigătorilor concursului de fotografie cu tema Poliția prin obiectiv. Te rog, așa cum spunea și domnul inspector șef, cu ocazia Zilei Poliției Române, Inspectoratul Județean de Poliție Neamț a organizat un concurs de fotografie cu tema Poliția prin obiectiv. Menționez faptul că acest concurs a fost organizat cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual și cu sprijinul IPA, secția română. Concursul a fost structurat pe două secțiuni, una pentru polițiști și una pentru jurnaliști. Aceștia, din urmă, fiind invitați să participe cu fotografii din activitatea dumnealor și care privesc munca de poliție. Jurizarea fotografiilor a fost efectuată pe bază de reciprocitate. Jurnaliștii au evaluat fotografiile polițiștilor și invers. În continuare, voi înmâna diplomele și premiile pentru primele trei locuri ale secțiunii jurnaliști, cu mențiunea că, în calitate de membru al jurului, mi-a fost foarte greu să aleg din fotografiile jurnaliștilor, acestea fiind o calitate foarte bună. Premiul 3 se acordă domnului Nistor Dan Ștefan. Locul 2 se acordă domnului Lazar Adrian. Și locul întâi domnului, locul 2 e de la Roman TV, locul 1, dacă mă ajutați, dacă interesează publicații. Și locul 1 domnului Antoniu Lovin. Toți cei care îl cunosc, îl cunosc după bandera asta. Felicitări! Felicitări!
Din cele peste 100 de fotografii trimise pentru concurs de către polițiști, cei 3 jurnaliști din juriu au selectat un număr de 30 de fotografii care sunt prezentate în, la intrarea în unitate, în incintă, pe un panou. Iar din acestea s-a stabilit că premiul 3 să fie acordat domnului Baciu Ion. Locul 2 se acordă domnului Negoiță Dănuț. Și locul 1 se acordă domnului Cazacu Vlad, de la Poliția României. Sperăm ca acest concurs să continue și în anii viitori. Mulțumesc frumos! Și eu cred că a prins această probă atât în rândul colegilor noștri pasionați de fotografie, cât și în rândul colegilor jurnaliști. Și sper să devină o tradiție, iar la anul să ne vedem la cea de-a doua ediție. Fotografiile, atât cele premiate, cât și celelalte care au intrat în concurs, după cum v-a spus și domnul comisar șef, sunt expuse în polul Inspectorat Județean de Poliție, imediat după ofițerul de, după camera ofițerului de serviciu. Așa cum am precizat, am desfășurat și întreceri sportive, fapt pentru care îl invit la microfon pe domnul subcomisar Crețu Emil, este reprezentantul Asociației Sportive Dinamo Piatra Neamț, care va prezenta câștigătorii concursurilor sportive organizate cu ocazia de Poliție Române la disciplinele de tenis de masă, șah, volei și mini fotbal. Da. Cu ocazia sărbătoriei zilei Poliției Române, Asociația Sportivă Dinamo Piatra Neamț a organizat diverse competiții sportive la diferite discipline. Dau citire rezultatelor obținute. La disciplina tir feminin, locul 3 se acordă doamnei Novac Mihaela. Nu este prezentă. Am să-i urmânez personal atunci. Locul 2 se acordă doamnei Matei Daniela de la Birou Analiza Informației. Sigur sunt în sală, dar sunt și noastră. Da, cred că. Și locul 1, sper să fie în sală, domnișoara sau doamna Luca Gabriela, post de poliție Războieni. Tir masculin, locul 3 se acordă domnului Bălțătescu Petrică. Da. Și locul 2 domnului călugăru Andrei, ambii de la sală. Colegii noștri sunt într-o misiune pe raza municipiului Rău. Locul 1. Locul 1 se acordă domnului Bilan Cristi, de la post de poliție Bicaschei. Observ că posturile au fost în frunte. La șah, locul 3, Platon Ionuț, tot de la SAS. Iau eu, nu? Ce?
Locul 2, domnului călugăru Andrei. Tot de la SAS. Și locul 1, catană Andrei. Tot de la SAS. La badminton, cum ne-am obișnuit de altfel, locul 3 se acordă domnului Trifu Marius, de la Serviciul Criminalistic. Felicitări! Locul 2 se acordă domnului Micul Cătălin, de la Serviciul puncte puncte logistic. Urmează. Eu ați un numesc personal. Și locul întâi domnului Afloare Emil, de la Serviciul Criminalist. La volei feminin, locul 3, echipa IPJ Neamț, condusă de Bobeica Andreea, de la Structura de Securitate. Locul 2, echipa IPJ, condusă de Arusoaie Ștefana. Și locul întâi, echipa municipiului Piatra Neamț, condusă de Ilisei Andreea. La fotbal-tenis, locul 3 se acordă echipei formată din Pavelescu Cristian și Vătăjelu Claudiu, de la SAS. Locul 2, echipa formată din Nechita Ciprian și Duțu Costel, tot de la SAS. Și locul 1, echipa formată din Platon Ionuț și Hoh Alexandru, tot de la SAS. Și la mini-fotbal, după o luptă strânsă, locul 3 se acordă echipei Serviciul Combaterii Crimei Organizate Neamț. Condusă de domnul Răstupar, Sebastian. Ia. Nu este în sală? Este elita poliției române și pe mine să lipsească. Sunt în acțiune. Locul 2. Este acțiune, da. Locul 2. Dar ai dat date la presă, da? Tot am spus de acțiune și astea, astea. Locul 2, echipa secțiilor de poliție rurală. Și locul 1, echipa serviciului rutier. La final, ASE Dinamo vă urează la mulți ani și avem rugămintea ca după ședință, cei care au fost premiați să meargă la sala de sport pentru a ridica premiile. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc domnul Crețu Emil. Emil, cred că premiile la sala de sport nu constau în greutățile de pe gante. Da. Având în vedere că suntem aproape pe finalul activității, după ce am prezentat colegii avansați și câștigătorii concursurilor pe care îmi permite să-i felicit încă o dată și așteptăm, având în vedere zumzetul din sală, să avem mult mai mulți participanți, astfel încât să mai furăm din locurile celor de la SAS la viitoarele premiere. Permiteți-mi să dau cuvântul invitațiilor, celor din public, dacă vreți să ne spuneți câteva gânduri, bineînțeles, scură. Domnul vicepreședinte, trebuie să începeți cu provocare. Da. Aș începe prin, în primul rând, să vă dau o bună ziua tuturor doamnelor polițiști și domnilor polițiști. Aș începe să adaug
și bucuria mea, la bucuria celor avansați astăzi, pentru că este o zi specială, o zi aparte și sigur să vă felicit pentru avansare, e ziua Poliției Române și de asemenea și celor care au obținut diplome, pentru că e un efort, e o muncă și constat că e și ceva ce ține, dacă vreți, de un anumit hobby a fiecăruia vis-a-vis de ce înseamnă profesia noastră atât de importantă într-un stat care se vede de drept. Eu, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean și de vicepreședinte Consiliului Județean, aș vrea să vă transmit în această zi specială mulțumirile din partea instituției, din partea mea, vis-a-vis de misiunea noastră atât de importantă, vis-a-vis de spiritul noastră de sacrificiu, de dăruire, de faptul că pentru a apăra această țară, liniștea ei și drepturile cetățenilor, siguranța cetățenilor, dumneavoastră vă sacrificați până la ceea ce aș putea să numesc și s-a și întâmplat din nefericire să mergeți chiar până la sacrificiu suprem. Vă neglijați unor familiile, îi neglijați pe cei dragi, sigur ca prin munca dumneavoastră tot ce se întâmplă să fie pus în slujba cetățeanului. Ce aș vrea să vă mai spun în acest moment festiv, că reprezentați cea mai importantă armă din sistemul Ministerului de Interne și faptul că pe foarte mulți dintre dumneavoastră îi cunosc personal, aș putea să adaug la tot ceea ce înseamnă sacrificiul dumneavoastră profesional, uneori așa mai sunt de vorbă și anumite chestiuni care țin de un anumit sentiment, de o anumită, dacă vreți dumneavoastră, știu, stare de spirit, o anumită mentalitate în care, iată, suntem oameni, suntem și noi făpturile lui Dumnezeu și dincolo de profesie și de sacrificiu ne întoarcem acasă și sigur ne suntem în situația să ne vedem puși în situația de a uita uneori de programul familial și în caz de datorie să plecăm și să răspundem chemărilor care vin din partea comandanților în sfârșit, care vin în ideea apărării siguranței cetățeanului. Nu aș vrea să o lungesc prea mult și aș vrea ca să-mi permiteți în final să urez tuturor la mulți ani, multă sănătate și totodată să urăm la mulți ani Poliției Române. Doamne ajută și toate cele bune acasă, în familie și toate cele bune în profesie. Vă mulțumesc pentru atenție. Scuzați-mă și de vocea asta care o am așa, nu am eu prea specială, dar cu răceala asta, în sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi domnului vicepreședinte al Consiliului Județean. Nu cred că a avut curajul, cu toate că nu această calitate lipsește domnului vicepreședinte, dar în timp ce se citea premiul 1 la secțiunea 6, a lansat o provocare pentru câștigătorul, domnul Catan Andrei, da? Dacă spun bine. Dumnealui, fiind un pasionat al sportului miniții, de a se vedea la o întâlnire sportivă. Cred că pe teren neutru. Cu tot dragul, absolut. Și internalizăm competiții. Un alt motiv cu care să îl aflu un domn colonel. Mulțumim și pentru efortul pe care l-a făcut prin intermediul Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Am beneficiat de o finanțare pe baza unui protocol pentru materiale promoționale cu ocazia Zilei Poliției. O să ajungă în posesia celor mai mici cetățeni sau celor mai buni cetățeni care ar trebui să fie astăzi alături de noi, dar din cauza vremii suntem nevoiți să amânăm această activitate. Și făcând această trecere, i-a dat cuvântul primului domnului președinte ator domnului Adrian Bolucianu. Îl felicităm pentru că este proaspăt tătic și sperăm ca rândurile
polițiștilor se îngroașe odată cu creșterea voinicului. Da, mulțumesc. Domnilor polițiști, doamnelor polițiști, stimați colegi, doamna prefect, la acest aniversar vă spun și eu sincer la mulți ani din partea colegilor mei din ATOP și nume personal. Ca observație personală am văzut că problemele vechi sunt de actualitate și acum, și mă refer aici la documentarea făcută de domnul Josanu și la solicitarea adresată domnului primar. Într-adevăr, poliția împreună cu societatea suferă modificări. Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că este o perioadă de reașezare a rolurilor constituționale. Probabil că în urma acestei perioade vor veni modificări implicit în zona de modalitate de exercitare a atribuțiilor tuturor structurilor care au atribuții pe linie de ordine, de înfăptuirea justiției. Important este ca acea linie mediană să fie menținută indiferent de cât de tulbure este societatea în care trăim într-un moment sau altul. Niciodată nu a existat societăți perfecte, nici regimuri perfecte. Fiecare din aceste regimuri au avut avantajele și dezavantajele lor, însă ceea ce rămâne ca un dat este personalitatea fiecăruia dintre noi care activăm în diferite domenii sau, așa cum spuneau bunicii noștri, cei 7 ani de acasă, care dacă sunt însușiți așa cum a cerut cultura noastră populară, ne putem desfășura activitatea în orice condiții legislative sau politice. Vă mulțumesc pentru toată activitatea depusă de dumneavoastră, iar pe cei care au fost avansați la termen, la cât mai mare, așa cum spunea și domnul inspector șef, cu felicitări și celor de la SAS, care am văzut că i-au ciuruit pe toți. Vă salut și salut. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt colonelul rezervă Checheriță și Vasile. Președintele Asociației Rezerviștilor din Ministerul Afacerilor Interne, județul Neamț. Am ținut neapărat să vă felicit de ziua poliției, pe dumneavoastră și întregul corp al Poliției Române, să felicit conducerea Ministerului și conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, să-l felicit pe domnul Josanu, care mi-a fost și subordonat și partener pentru ceea ce a expus aici. Încă o dată felicitări, foarte frumos! Vreau să felicit pe cei care au fost avansați astăzi. Când am auzit de 100 de cadre, vă dați seama, am rămas impresionat. Să felicit pe cei războinici care au făcut să vibreze sala de sport. Iar în final, pentru că dumneavoastră știți că eu mai și scriu, închei cu un catren care l-am însăilat pe aici și spun așa: pe timpul nostru, sincer, vreau să zic, multe beneficii nu am prins. Iar astăzi nu mai vrem nimic decât respect la părul nostru nins. Vă mulțumesc și la mulți. Mulțumesc, la rândul meu, pentru ocazia de a vă transmite un mesaj din partea parchetelor din județul Neamț, ocazia Zilei Poliției Române, și îmi cer scuze pentru faptul că nu am ținut adecvată evenimentului, dar este în ton cu vremea primăvară atât de afară și cu nămeții cu care ne confruntăm. Felicitări pentru profesionalism și integritate,
Sunt calități pe care le observăm în activitatea noastră zilnică. Felicitări atât celor avansați, cât și celor care sunt convins că își așteaptă rândul și vor merita în continuare să fie avansați. Vă dorim ca și societatea să vă răsplătească eforturile și să respecte la nivelul cuvenit ceea ce faceți. Pentru că, în primul rând, avem nevoie, se simte din ce în ce mai mult nevoia de autoritate și de aceea vă dorim să fiți respectați, așa cum se cuvine. Vă mulțumesc, la mulți ani, sănătate și tot ce vă doresc. Stimați oaspeți și dragi colegi, așa cum am precizat, eram pregătit și am făcut eforturi substanțiale, zic eu, în special colegii de la SAS, conductorii câini, prevenirea și combaterea criminalității, serviciul armei și muniții, pentru a arăta nemțenilor ceea ce putem și activitatea trebuia să fie desfășurată pe platoul Curții Domnești. Având în vedere vremea primăvaratică, așa cum spunea domnul procuror de afară, o să amânăm această activitate pentru o zi însorită, atunci când, sigur, vom avea un public numeros. Cu toate acestea, am încercat să sărbătorim Ziua Poliției Române 2018, iar la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, SNPPC-ului, sindicatul reprezentativ de la nivelul Poliției Nemțene, am reușit ca pe peretele exterior al clădirii Inspectoratului Județean de Poliție să ancorăm un tricolor și acesta are pe el și identitatea vizuală a centenarului. Să nu uităm că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Le mulțumesc încă o dată colaboratorilor pentru că au făcut posibilă această activitate, acest eveniment. Suntem mândri de ceea ce am făcut. În holul inspectoratului, pentru cei care ne vizitează mai rar, ați văzut o reașezare într-o vitrină, haideți să spun, reconstruită a cupelor, diplomelor, medaliilor pe care polițiștii nemțeni le-au câștigat în decursul timpului. De asemenea, permiteți-mi încă o dată să adresez mulțumiri atât celor de la prezidiu, cât și șefilor de deconcentrate. O văd pe doamna Laiu și o mulțumire specială pentru ceea ce face și ceea ce facem împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, pe colegii de armă, pe colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și pe cei de la Ministerul Apărării Naționale, domnul coleg de la SRI. Sper să fie alături de noi, pentru că știu că urmează pe diferite ateliere și petrecerile organizate în vederea sărbătoririi avansării gradului următor. De asemenea, aș vrea să închei prin a transmite atât în nume personal cât și în numele echipei manageriale a Inspectoratului Județean de Poliție Neamț felicitări celor avansați și pentru că este Ziua Polițiștilor, un la mulți ani atât pentru Poliția Română, pentru polițiștii români și în special pentru polițiștii nemțeni. Cu aceasta eu declar închisă activitatea de astăzi. Doresc petrecere frumoasă celor avansați, iar pentru noi și mie îmi doresc un weekend fără evenimente, astfel încât să putem sărbători cum se cuvine Ziua Poliției Române. Mulțumesc și o zi bună vă doresc în continuare!